În localitățile din raionul Orhei, implementarea proiectelor de infrastructură continuă în conformitate cu strategia Raionul Orhei – Raion de Vis, inițiată de Ilan Șor. În satul Bolohane a fost inaugurat un parc modern pentru întreaga familie cu terenuri de joacă și de sport, precum și o zonă de recreere. După cum au menționat reprezentanții echipei lui Ilan Șor din administrația locală și raională, acesta este unul dintre zecile de proiecte sociale implementate în ultimii ani în localitățile raionului Orhei. În ziua inaugurării parcului, bucuria localnicilor nu avea margini. Dorind să încerce noile caruseluri, copiii mai mici au urcat imediat în ele. Băieții mai mari au ocupat terenurile de fotbal și volei, iar părinții și bunicii, care s-au așezat pe băncile din apropiere, se bucurau că acum copiii au unde să petreacă timpul. Ne bucurăm foarte mult că la noi în sat încă așa ceva n-am văzut. E foarte frumos și pentru copii ceva un moment unic. E extraordinară. Cred că toate satele, toate localitățile merită așa un teren de joacă pentru copii. În sfârșit, copiii din satul nostru au unii și au unii să juca, au unii socializa. Mulțumim foarte mult că au făcut pentru copiii noștri ceva vesel și frumos. Potrivit primarului satului Bolohani, Tatiana Plătică, modernizarea localității va continua. Pe viitor avem plan ca în spate, în extindere, să facem o stradă de vară, un loc ca să aibă tineretul unde să se distreze vara, să facă discotecă în aer liber. Cerința tineretului pentru o zonă ca să aibă unde ieși și unde să odihne noaptea. Vicepreședintele Consiliului Raional Orhei, Tatiana Platon, prezentă la inaugurarea noului proiect de infrastructură, a subliniat că tot ce face echipa lui Ilan Șor are drept scop îmbunătățirea nivelului de viață al tuturor cetățenilor. Nu este primul și nu este ultimul proiect pentru localitatea dumneavoastră. Am pornit cu iluminatul stradal în fiecare sate, am pornit cu terenurile de joacă, am pornit cu restabilirea școlilor și a grădiniților, cu punctele medicale și uitați-vă, astăzi am venit cu un proiect pentru toate vârstele. Localnicii au fost felicitați și de primarul de onoare al Orheiului, coordonatorul noului bloc politic Șor, Ilan Șor. El a menționat că a anunțat în repetate rânduri despre continuarea implementării proiectelor, inclusiv pentru copii, întrucât consideră acest lucru drept o investiție în viitorul țării. Iar raionul Orhei, a subliniat politicianul, se va transforma într-unul de vis. Знаете, что мы сделали Аргеев и продолжаем его делать. Сегодня наша цель и наша мечта сделать. Cunoașteți că am făcut și continuăm să facem Orheiul. Astăzi scopul și visul nostru este să facem întreg raionul Orhei la fel de frumos, prosper și confortabil pentru dumneavoastră. Timp de 3 ani și jumătate am reușit să facem iluminare în fiecare sat, terenuri de joacă. Acum ne ocupăm de parcuri și vor fi multe altele. Sunt convins că noi vom transforma raionul Orhei într-unul de vis. Sunt sigur și știu că vom reuși. Я знаю, что у нас это получится. Inaugurarea noului proiect a culminat cu un concert cu participarea artiștilor locali, precum și cu dansuri în care s-au încins sătenii adunați. Pe 26 iunie, Ilan Șor a declarat că toate proiectele realizate până acum de Partidul Interzis Șor vor fi continuate de către blocul politic Șanse, Obligații și Realizări Șor. Potrivit politicianului, oamenii care beneficiază de pe urma proiectelor de succes realizate anterior de partidul pe care îl conducea solicită continuitate. Potrivit strategiei de dezvoltare a raionului Orhei pentru anii 2022-2027, intitulată Raionul Orhei – Raion de Vis, anul acesta, la inițiativa lui Ilan Șor, urmează să fie modernizate alte 30 de comune și sate. În 2022, 11 localități au fost modernizate conform acestei strategii.